Lipsa marcajului rutier dă bătăi de cap nu doar șoferilor din capitală, dar și celor din întreaga țară. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, din cauza drumurilor nemarcate se produc o mare parte dintre accidente, iar 95% dintre încălcările înregistrate de camerele video sunt anulate pentru că marcajul lipsește. Subiectul a fost discutat în cadrul unui eveniment la care au participat mai mulți șefi de poliție. Nu-i poți demonstra acelui șofer sau conducător auto faptul că a încălcat acea linie neîntreruptă, când ea nu este. Dar noi știm că în mod normal ar trebui să existe acolo în fața semaforului. Și șoferii cu care am discutat în stradă spun că anume marcajul deseori îi dezorientează. El este, ia că uitați, ești ierz, dar dacă ești uleac atent, ca-te... Иногда едешь, ничего не понятно. Особенно там, где пешеходный переход. Это очень опасно. Люди переходят дорогу, нам не видно. Это очень опасно. Лучше всего, чтобы были светофоры. У нас ну, есть, ну, сведи, банда. Мол, шофер, тот, ден кауза, каупцин, экспериенцы, тот, санкурка. Ministerul de Interne mai spune că ar fi sesizat autoritățile publice locale să remedieze problemele rutiere, însă situația nu se schimbă din cauza lipsei banilor. La majoritatea sesizărilor, administrația publică locală informează despre imposibilitatea soluționării acestor din lipsa de mijloace financiare. Chiar și așa, Ministerul de Interne susține că în ultimii 10 ani numărul persoanelor decedate în accidente rutiere s-a înjumătățit. Anume, pachetul antialcool intrat în vigoare recent ar fi contribuit la îmbunătățirea statisticii. Însă reprezentanții Ministerului spun că ar putea veni cu cifre exacte doar la iarnă, atunci când se va împlini un an de la funcționarea legii. Mai avem timp necesar ca aceste sancțiuni să facă prezența și perceperea în rândul conducătorilor sau a persoanelor care încalcă și respectiv după un an de zile putem să vorbim și de anumite rezultate. Conform datelor poliției, anul trecut în Moldova au fost înregistrate peste 2600 de accidente.